Suntem copleșiți de prezența Lui Dumnezeu în dimineața aceasta, suntem copleșiți de atingerea Lui, suntem copleșiți de faptul că Duhul Lui Dumnezeu este aici, nu a plecat și nu vrea să plece, va sta, va sălășlui în orice inimă este deschisă pentru lucrarea Lui. Și mă rog ca pentru cei care încă nu ați cunoscut bunătatea, frumusețea, slava Duhului Sfânt, dimineața aceasta în inima dumneavoastră să pornească această flacără. Cuvântul Domnului este înaintea noastră și dacă îl aveți, fie în format fizic, fie digital, aș vrea să deschidem la Ioan capitolul 6, Ioan capitolul 6 pentru a cinsti cuvântul, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Ioan capitolul 6 vom citi primele 15 versete. După aceea, Isus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștile, praznicul iudeilor, era aproape. Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon, Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și șadă jos. În locul acela era multă iarbă, oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume, Isus, Fiindcă știa ce au de gând să, că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta, smeriți, recunoscând că ne este foame după cuvântul Tău. Există în inima noastră o tânjire, un dor... Pe care numai tu poți să îl umpli. Te rugăm să ne dai, Doamne, din pâinea vieții, din apa vieții. Satură-ne, Doamne, stâm, stâmpără -ne inima cu hrana care vine de la tine. Mine cuvintează biserica, mine cuvintează fiecare persoană de aici cu inima deschisă, cu urechi deschise. Doamne, stau înaintea ta și te rog să curățești în mine tot ceea ce e de curățit, pentru ca cuvântul tău să fie transmis cu putere, cu claritate și cu înțelepciune de sus. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este cu adevărat o bucurie uriașă să fiu împreună cu fratele Ruben în locul acesta pentru două zile și deja, deja ne-am ne uimit de felul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră. Eram, recunosc, curios de o vreme când au început să apară imagini și filmări din locul acesta, abonându-mă pe canalul Media, am văzut, am urmărit ce este aici, dar în inima mea s-a născut acea curiozitate. Oare cum e să fii live acolo? Și iată că Dumnezeu a răspuns acestei curiozități Bine, nu a fost o curiozitate uriașă, știm că nu-i foarte bine să fii curios. Se spune că o, o femeie s-a dus la psiholog la un moment dat și psihologul a întrebat-o pe o scară de la 1 la 10 cam cât sunteți de curioasă. Și doamna a spus, dar de unde aveți scara? curiozitatea aceasta sufletească, emoțională, cognitivă, mentală, poate fi bună, dar poate fi o capcană. Însă curiozitatea duhovnicească e bine să fie acolo. Sunt curios din toată inima mea, din tot Duhul pe care l-a așezat Dumnezeu în mine și pe care l-a născut din nou. Să cunosc mai mult din cuvântul Său, să pricep mai mult despre Isus, despre planul Lui, despre împărăția Lui și felul în care se desface împărăția Lui în biserică, Îngerii sunt curioși și se uită la biserică să vadă cum se desface înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Într-adevăr ne leagă, ne leagă ani buni de prietenie și de uh, lucrare împreună. Fratele Lucian a fost păstorul tinereții mele. Mă uitam uh, și absorbeam tot ceea ce Dumnezeu uh, transmitea prin el. Eram adolescent. La mediaș și, și într-adevăr, i-așa o bucurie să văd cum Dumnezeu a relegat relația noastră după o pauză de cam 10 ani de zile. Dumnezeu e minunat în felul în care strânge oameni, resurse pentru a-și împlini planul și scopul pe pământul acesta. Suntem pe picior de plecare. Biserica lui Hristos, faceți-vă bagajele. De fapt, nu vă faceți niciun bagaj. Că nu o să plecăm de aici cu nimic din ce e aici. Dar ceasul e aproape de 12. Nu i treaba noastră să știm neapărat care va fi ceasul, dar e treaba noastră să știm cât e ceasul, adică că e târziu. Și mirele nostru este chiar la ușă. Mă rog să fim fiecare dintre noi pregătiți pentru întâlnirea cu el. M-am uitat la Domnul Isus și am zis, Doamne, vreau să fiu cu tine. Dar, Doamne, vreau să fiu ca Tine. Vreau să înțeleg mai mult din, 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 din felul în care Tu ești și să copiez din Tine. Domnul Iisus a umblat printre noi, plin de har și de adevăr. Și ne-a dat un model de comportament, ne-a dat un model de umblare, ne-a dat un model chiar de trăire, de simțire. Ne-a dat un model de gândire. Și pentru mine, personal, una din curiozitățile spirituale este mentalitatea lui Isus, felul în care Isus, cu mintea sa divină și umană în același timp, punea problema, aborda lucrurile care îi apăreau în față. E așa de important să înțelegem că Dumnezeu ne-a dotat cu o minte, care nu-i tot una cu inima. Bineînțeles, partea spirituală este motorul acela spiritual, este conexiunea cu Dumnezeu. Însă, mintea noastră are o capacitate uriașă și responsabilitatea proceselor noastre mentale este uriașă în demersul nostru de sfințire, de apropiere de Dumnezeu. Mintea cu procesele ei de gândire, procesele ei sentimentale, emoționale, voința rațiunea, deciziile, toate aceste lucruri sunt așa de important să fie aliniate cu mentalitatea lui Isus, pentru ca noi să creștem în a fi oameni duhovnicești. Dar mintea noastră trage înapoi, în mod natural, pentru că partea aceasta sufletească, mentală din noi, este contaminată de firea pământească. Gândurile omului, omului în mod natural, sunt setate înspre rău. Emoțiile noastre sunt setate mai mult pe negativ. Vedem mai mult lipsurile, vedem mai mult amenințările. Memoria noastră captează lucrurile rele mult mai mult decât cele bune, în mod natural. De aceea e importantă educarea minții noastre, înnoirea minții noastre, în așa fel încât să putem să fim aliniați cu gândirea duhovnicească, cu gândirea lui Dumnezeu și, în mod specific, cu gândirea Domnului Isus, pe care o studiem în dimineața aceasta. M-am preocupat de lucrurile acestea și, ca unul care am vocația aceasta de psiholog, apoi de slujitor, împreună m-am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, vreau ca prin, prin ceea ce tu mi-ai dat să fac, să mă sfințesc mai mult și să-i ajut pe alții să se sfințească. Când vedem criza în care au intrat Isus cu ucenicii și felul în care a reacționat Domnul Isus, nu pot decât să mă uimesc. Era târziu. Oamenii erau obosiți. Le era foame. Ce-i de făcut acum? E momentul să intrăm în panică. Oamenii când au o nevoie de bază neîmplinită pot reacționa urât. Erau acolo oameni, 5.000 de oameni, afară de femei și copii care erau flămânzi. Cum, cum va reacționa Domnul Isus în momentul acesta? Știți, în pasajul acesta îl vedem pe Iisus punând o întrebare. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și știți, în momentul în care Domnul Iisus pune întrebări, în momentul să înțelegem că El nu neapărat nu știe răspunsul. Când Domnul Iisus pune întrebări, El iscodește ceva, scormonește ceva, caută ceva acolo în adâncul inimii noastre, care, care, poate să prindă viață dacă înțelegem întrebarea și dacă ne aliniem cu mentalitatea Lui. Când Domnul Iisus a pus întrebări și în alte situații, amintiți-vă de orbul Bartimeu. Ce vrei să-ți fac? Nu știa Domnul Iisus de ce are nevoie Bartimeu? Când l-a întrebat pe Petru, Petru, Mă iubești? Și apoi l-a întrebat din nou, recurent, repetitiv, mă iubești, mă iubești, nu pentru că nu știa răspunsul, ci pentru că avea de operat ceva în inima lui Petru. Amintiți-vă în Vechiul Testament când Dumnezeu l-a întrebat pe Ilie, Ce faci tu aici, Ilie? De fiecare dată când Isus ridică o întrebare, el vrea să te treacă pragul la următorul nivel de maturitate. Și aș vrea să fim cu inima deschisă, cu urechile spirituale deschise în dimineața aceasta, să înțelegem ce ne întreabă Isus pe fiecare dintre noi. Spuneam că mentalitatea lui Isus este obiect de studiu pentru noi, pentru că noi, ca oameni, avem un volum uriaș de gânduri. Oamenii de știință au măsurat, nu știu exact cum, au estimat că într-o zi obișnuită oamenii au în jur de 60.000 de gânduri. 95% dintre aceste 60.000 de gânduri sunt aceleași cu cele din ziua precedente, precedentă. Și din aceste 95%, 80% sunt. Cu pondere negativă, pesimistă. Mentalitatea, spunea cineva, este ca și o pereche de ochelari pe care noi o punem și prin care vedem realitatea. Însă aceste lentile sunt formate, sunt compuse din experiențele pe care noi le-am trăit în trecut. Și dacă noi nu facem o curățenie la nivel de mentalitate, riscăm să vedem totul prin prisma evenimentelor și situațiilor noastre de viață, și nu tocmai cele bune, pozitive, plăcute, ci cele care ne-au rănit, care ne-au durut, care ne-au doborât cândva. De aceea e așa de importantă înnoirea minții. E așa de important să aducem din gândirea lui Hristos, în gândirea noastră, în așa fel încât din cele 60.000 de gânduri pe care le avem într-o zi, majoritatea, toate dacă s-ar putea, să fie focalizate pe lucrurile de sus, nu pe lucrurile de jos care ne amenință. Când Domnul Isus pune întrebarea asta, El arată ceva despre mentalitatea pe care ar trebui să o avem. El nu a pus problema în termenii lipsei. Uitați, dragilor, ne lipsesc alimentele. Uitați, dragilor, e o mare criză. Suntem amenințați, e grav. Domnul Iisus începe întrebarea lui printr-o afirmație a unui conținut. De unde avem să cumpărăm? Și asta e prima regulă pe care aș vrea să o deprindem din mentalitatea lui Sus: Că e așa de important să te uiți la ceea ce ai, nu la ceea ce lipsește. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pe Filip, pentru că știa ce are de gând să facă. O altă regulă. A mentalității lui Isus este anticiparea. Știa ce are de gând să facă. Gândirea lui Isus nu era la mila circumstanțelor. Gândurile lui Isus nu erau doar niște descrieri ale crizei pe care uh, o experimenta în acel, în acel moment. Isus avea un gând și avea un plan în gândirea lui. În uh, consiliere. Mă întâlnesc adesea cu oameni care au o lipsă acută de confidență, de siguranță, de încredere. Lipsește curajul, lipsește îndrăzneala. Și de multe ori lipsa aceasta de îndrăzneală, lipsa de confidență vine din faptul că nu anticipăm, că nu prezicem, că nu plănuim lucrurile. Cineva spunea, confidența e legată în mod direct de predictibilitate. Iisus știa ce are de gând să facă, Iisus a anticipat, Iisus avea un plan și nu s-a lăsat surprins de ceea ce se întâmplă. E așa de important ca oameni ai Lui Dumnezeu să plănuim lucrurile, să anticipăm lucrurile și în momentul în care vine criza, să știm ce avem de gând, să facem, să operăm ca oameni care avem la dispoziție, avem la dispoziție resurse cerești pentru a acționa. De la gând, spune proverbul chinezesc, pornește vorba, apoi se naște acțiunea, apoi obiceiul, apoi caracterul și apoi destinul. O persoană care își bazează gândirea pe ceea ce vine automat. Este o persoană care se va hrăni cu lucrurile negative. Este o persoană care se va focaliza mereu pe ceea ce e de evitat. Pentru că mintea umană de la căderea în păcat și-a activat toate mecanismele de apărare, în mintea noastră vede atât de ușor lucrurile care ne amenință, lucrurile care ne sperie. Într-un fel, oamenii care gândesc negativ își bazează viața pe lucrurile pe care le au de omis. Este practic o viață trăită pe omisiune, nu pe misiune. Dumnezeu ne cheamă să fim proactivi și să ne uităm la lucrurile care pot fi făcute, trebuie făcute și suntem chemați să le facem ca misiune. Nu doar trăind pentru a ne feri de ceea ce e rău, nu doar trăind pentru a ne proteja de amenințări. Noi suntem gata să mergem și să confruntăm crizele. Suntem într-o criză la nivel global, războiul, știrile, crize umanitare, amenințări, vești de războaie, sunt toate aici. Ce vom face noi ca și creștini? Ne vom pune capul în pământ și ne vom lăsa înconjurați de amenințare sau ne vom ridica privirea și vom, vom, vom da curs misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o: de a fi sare, lumină, aducători de speranță, aducători ai mentalității de cer. Coloseni 3 cu 2: Apostolul Pavel ne spune: Gândiți-vă la lucrurile de sus. Bineînțeles. Primul sens al textului de acolo e legat de planul ceresc, de lucrurile care sunt acolo. Dar, îți mulțumesc. Dar, așa cum vedem în majoritatea pasajelor din Biblie, există un pluriperspectivism acolo. A te gândi la lucrurile de sus înseamnă și a te gândi la partea superioară a lucrurilor, în detrimentul părții inferioare, de jos. E așa de important când te uiți la o situație să vezi partea de sus a situației. E așa de important când te uiți la o persoană să vezi partea de sus, nu partea de jos. E așa de important când intri într-o biserică să vezi partea de sus, nu partea de jos. Dar mintea umană afectată de păcat trage înspre critică, trage înspre a observa lucrurile rele. Și în familia creștină, tendința e atât de intensă. De a vedea ce lipsește. Mă uit la soția mea și văd lipsurile, mă uit la copilul meu și văd ce nu știe, ce nu poate, ce nu are. În felul acesta, conflictul, tensiunea se naște, se întețește și lucrurile încep să devină pline de amărăciune. Suntem chemați să ne uităm la lucrurile de, de sus în contrast cu lucrurile de jos. Să ne uităm la lucrurile, nu care manifestă lipsuri, nevoi, ci la lucrurile care pot să capteze resurse de, de la Dumnezeu din cer. Dacă ar fi să te întreb, drag frate, dragă soră, care e gândul tău astăzi? Ce ai de gând? Ce ți-ai pus în gând pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, pentru anul viitor? Ce ai de gând să faci? Care-i planul, chemarea, viziunea, misiunea ta? Pentru că dacă misiunea ta este doar o, o misiune a lucrurilor de care te temi, înseamnă că viața este mai săracă decât dorește Dumnezeu. Gândirea negativistă o trăvește cumplit. O minte setată pe criticism și pe aspectele de jos este o trăvitoare. Ne otrăvește emoțiile, ne otrăvește relațiile, ne otrăvește familiile. Și mă rog pentru toți cei care se luptă și uneori cu toții ne luptăm cu critica, cu bârfa, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, pentru că lucrurile acestea cu adevărat o trăvesc. Oriunde ne uităm, putem să punem în balanță acele lucruri care lipsesc pe de -o parte cu acele lucruri care sunt și care pot să fie îmbogățită. Să fim oameni ca și Domnul Iisus, care se uită la ceea ce avem și ceea ce îi decrescut în continuare. Un băiețel a venit să întâmpine nevoia. Un băiețel, în versetul 9, era acolo cu pachetelul lui, cele cinci pâini de orzi și doi pești puținul pe care îl avea l-a adus la Isus. Și uitați-vă la abordarea atât a lui Filip cât și Andrei. Ce sunt acestea la atâția? Observați lecția pe care încă n-au învățat-o ucenicii lui Hristos. Iisus ia puținul acela și din acel puțin natural ajunge să facă ceva supranatural. Și aș vrea să înțelegem că atunci când aducem ceea ce avem, puținul nostru la Hristos, poate să ducă spre lucruri la care nu ne-am imaginat vreodată că se poate ajunge. Iisus poate să facă ceva cu puținul și Iisus a făcut ceva cu puținul acela, în, în ciuda așteptărilor lui Filip și a lui Andrei, care erau negativiști. Ce sunt? Nu ne ajunge, sunt așa de mulți oameni aici. Doamne, de unde? Cum n -n -n, nu avem. Dar puținul acela din mâna acelui copilaș, în mâinile lui Isus a devenit resursă uriașă pentru o comunitate uriașă. Domnul Iisus a mulțumit pentru cele cinci pâini și cei doi pești. Și aș vrea să ne apropiem puțin de punctul acesta al mulțumirii, pentru că este un pivot, este un lucru esențial în mentalitatea creștinului la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Indiferent cât de, cât de puțin sau cât de mult de ții, fie că e vorba de resurse spirituale, fie că e vorba de resurse umane, fie că e vorba de resurse materiale, e așa de important să mulțumești să mulțumim Domnului pentru că, în momentul în care mulțumești, tu validezi lucrul acela și deschizi ușa pentru mai mult. Pentru mai mult. Dar când te uiți la puținul tău și zici, vai, este puțin, e ca și cum ai sigila și ai închide ușa, ca și cum nu se mai poate continua de acolo. Îi mulțumesc Domnului pentru lucrarea în care m-a așezat la Cluj. Lucrăm, slujim împreună cu fratele Ruben, cu fratele Marius, Adi, într-o biserică destul de mare, am depășit 1100 de membri, însă biserica aceasta e distribuită în trei locații. Pe mine Dumnezeu m-a chemat într-un mod accentuat într una din cele trei locații la Florești, zona metropolitană a Clujului unde am început în urmă cu 11 ani, în aproximativ aceeași perioadă în care a început și Biserica de Gloria. Îmi amintesc că eram în șantier cu Biserica Betel Vest, cum o numim noi, și am văzut o poză de aici cu o tablă de șantier pe care cred că fratele Lucian a scris-o Suntem în șantier, construim Biserica lui Hristos. Și uh, acolo lucrurile au evoluat, au mers uh, nu tocmai conform așteptărilor noastre, ne-am fi dorit să crească lucrurile dintr-o dată, dar an după an Dumnezeu a construit pe credincioșia câtorva, care s-au dus cu consecvență și-au făcut lucrarea și-au făcut slujirea. În prezent suntem undeva în jur de 100 de persoane și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un teren în mijlocul floreștiului, în mijlocul, în inima comunității. Suntem în uh, momentul acesta chiar în construcție de biserică. Am început din luna februarie a acestui an, am uh, pus fundația, am pus parterul și, dacă ajută Dumnezeu, uh, înainte de îngheț, o să mergem și cu etajul 1. În campania aceasta de, uh, uh, de strângere de fonduri pentru uh, construcția bisericii, am înțeles un singur lucru, că e important să mulțumești și am spus și celor din, din echipa noastră, e așa de important când ne rugăm sau când vorbim cu oamenii des, despre construcție să afirmăm bunătatea lui Dumnezeu față de noi, să proclamăm măreția lui Dumnezeu peste lucrarea pe care noi o facem, să fim mulțumitori. Și știți ce s-a întâmplat? Știți ce se întâmplă? Dumnezeu ne-a uimit și ne-a depășit toate așteptările. Și doar mulțumind pentru ceea ce Dumnezeu face, doar afirmând gloria și slava lui, au început să se adune resurse ca, ca și cum ar fi un magnet. Oamenii au început să dăruiască din toate colțurile lumii. A venit o soră, o soră în vârstă din biserică și a zis, uite, partea mea de închinare este undeva la 5.000. Apoi peste două luni a venit încă o dată și a mai dat 5.000. Și am zis, soră, da, sunteți o soră în vârstă, nu știu, pensia dumneavoastră sau... Apoi a venit și a făcut o promisiune pentru încă 20.000 de euro. Am zis, Doamne, Tu-mi dai peste cap toate calculele și nu am decât să spun mulțumesc frumos, Doamne. Și am învățat încă o dată că treaba mea nu este să mă duc cu mâna întinsă, treaba mea este să laud pe Domnul și să spun mulțumesc, Doamne, dacă avem puțin pentru construcție, voi mulțumi Domnului, dacă avem mult pentru construcție, voi lăuda, voi preamări lucrarea celui care are toate resursele în cer și pe pământ. Iisus ia cei doi pești, cinci pâini și nu cere nimic. Observați? Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu și a început să le distribuie. Nici măcar nu a zis, tată, uite, 2 plus încă uh, 4.998, uh, fac 5.000. Și plus atât, n-a făcut calcule. Iisus a mulțumit lui Dumnezeu, a început să distribuie și uh, resursele au fost suficiente. Când mulțumești, trăiești într-o mentalitate a suficienței a belșugului. Și ne amintim ceea ce spune Solomon în Proverbe 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț, îi tot timpul la masă, are un ospăț necurmat. Nu se mai termină aperitiv, ciorbă, felul 1, felul principal, desert. Tot timpul îi cu inima sătulă pentru că are ochelarii aceștia ai mulțumirii. Mulțumirea stimulează credința. Când ești mulțumit, poți să anticipezi că vine ceva mai mult. Mulțumirea atrage pacea. Mulțumirea atrage chiar și sănătatea. Medicii psihiatrii spun că nivelul de serotonină din creier crește atunci când omul, când persoana este mulțumitoare. Serotonina este, este unul din, una din chimicalele creierului care oferă persoanei o stare de bine, o stare de pace, de liniște. Și starea aceea, din punct de vedere chimic, este antrenată de obiceiul de a mulțumi. Când avem sărbătoarea mulțumirii cu biserica, suntem toți pe serotonină maximă, dar mă rog să fim pe serotonină tot timpul. E așa de important să fii mulțumitor, să vezi puținul acela și să mulțumești și să fii deschis ca Dumnezeu să facă mai mult. Mulțumirea este o ușă deschisă spre multe lucruri pentru care te rogi. Și poate, poate, poate forțezi nota la Dumnezeu și spui, Doamne, când? Doamne, până când? Doamne, vreau să-mi dai lucrul acesta, dar poate că e momentul să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat până acum. Pentru că s-ar putea să se deschidă ușa spre lucrul pentru care ai insistat de ani de zile și l-ai dorit din partea lui Dumnezeu. Mulțumirea te transformă în sursă și resursă pentru alții. Domnul Isus, după ce a mulțumit, a devenit o resursă, a distribuit ucenicilor în stânga, în dreapta, s-au săturat, mâncare a ajuns și s-au strâns chiar și resturi, firimituri. Aș vrea să mă apropiu de încheiere. Aș vrea să te întreb și să te provoc să te gândești cu ce întrebări te încearcă Isus în dimineața aceasta. Care sunt lucrurile la care poate falimentezi? Care sunt gândurile acelea care le-ai lăsat să se instaleze în mintea ta? Poate sunt gânduri de jos, poate sunt gânduri critice, Poate sunt gânduri ale insuficienței, o mentalitate dramatică, catastrofică. Aș vrea să te cercetezi și să ceri în dimineața aceasta ca Domnul Iisus să pună un duh de mulțumire, o mentalitate deschisă pentru mai mult din partea Lui. În consiliere mă întâlnesc cu oameni care își doresc vindecarea foarte mult. Împreună cu fratele Ruben facem lucrare de pastorală și sunt oameni care își doresc vindecare de tot felul de stări, de emoții, de complexe. Dar știți cum spunea Hipocrate? Înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă e gata să renunțe la lucrurile care l-au îmbolnăvit. Dacă vrei vindecare, dacă vrei belșug, dacă vrei să ai o spățul necurmat în inima ta, fi gata să renunți la lucrurile care te-au dus la faliment, care te-au încărcat, care te-au otrăvit și care ți-au împietit inima în fața credinței. Așa să stăm cu capul plecat câteva secunde, în rugăciune, cerând Domnului Isus să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Ascultă glasul Său. Doamne, suntem aici să ne iei la rost, să ne purifici, să ne filtrezi gândurile, Doamne. Am vrea să avem. O minte înnoită de tine, Duhul Sfânt, operează tu. Te rog, Doamne, să ne ajut să călcăm pe urmele pașilor tăi. Și am vrea, Doamne, să-ți aducem ca și băiețelul acela, puținul nostru. Doamne, am vrea să-ți punem, să punem în slujba ta viețile noastre. Am vrea să fim oameni dedicați, oameni care, care îți dăruim ție, pentru că pe ceea ce ți aducem, tu poți să faci lucruri extraordinare. Mă rog pentru Biserica de Ogloria, tu, Doamne, să lași resurse cerești peste locul acesta, oameni să fie mântuiți, oameni să se întoarcă cu fața spre tine, oameni să fie uh, sfințiți, crescuți, maturizați mai mult prin puterea ta și prin mentalitatea ta. Mă rog, Doamne, să-ți faci lucrarea mai mult decât știm noi să cerem. Numele tău îl binecuvintez, te laud și îți mulțumesc. Amin.